Alcoolul este cel mai toxic lucru pe care poate să afecteze ficatul. Mereu am zis, am lucrat în două țări unde nu se consumă alcool, Libia și Siria. N-am văzut nicio ciroză. Nici măcar, ca să nu mint, am văzut o singură ciroză biliară secundară la un pacient care a fost operat pe cale biliară, a făcut îngustare și a făcut multe infecții. În rest, n-am văzut. Au și ei virusul. Mereu am zis, domnilor, virusul fără alcool și fără abater, există cazuri, într-adevăr, dar foarte puține. Din păcate, nu au fost studiate și sunt convins că acei cazuri care au fost cominși și au făcut ciroză cu virus, au și alte mecanisme autoimune, de care probabil o să vorbim. Deci, alcoolul este cel mai toxic, cea mai toxică substanță pentru ficat. Mai ales, acum nu vorbim de... Dar orice om, dacă consumă un pahar de vin de când în când, sau o bere de când în când... Să definim din când în când. Din când în când, dar în weekend, de exemplu, bei două pahare de vin, nu e și o problemă. Sigur, acum depinde de starea lui. Dacă vrea un pahar de restaurant, adică știți cum e, da? Jumătate mai mult, ok, nu se întâmplă nimic. Dacă e sănătos, dacă e bolnav de ficat, orice picătură de alcool poate să fie foarte rău. Un om sănătos, sigur, la masă, mai ales la masă, de ce vă spun, când mănânci proteine, atenuează mult din... întârzie și atunci vine metabolizarea este fracționată și atunci toxicitatea. Dar, repet, cardiologii spun, domne, da un pahar de vin roșu, nu știu, astăzi povești. Dacă nu împiedici cauzele adevărate ale bolilor cardiovasculare, nici un vin, nici... Deci un pahar de vin de restaurant pe zi nu e nicio dramă. O bere de 250 de 300 de mililitri, ok, nu e nicio problemă. Dar când începi să faci orice abuz, și dacă mănânci o prăjitură de când în când... În fiecare zi, spre exemplu, e păcat de Dumnezeu să nu mănânci, dar da. Da. Fiecare... Deci orice abuz are prețul lui, clar. Am un pacient, nu pot să dau nume, care a făcut prima dată tratament de hepatita C, a devenit nedetectabil, când era clasic. Ok, cu interferon. Da, interferon clasic. S-a întors la alcool. I-am zis de 100 de ori, te întorci la alcool, se întoarce boala. S-a întors boala și mai grav, după vreo 2 ani. Vine, a făcut interferon pegilat, care se dă o dată pe săptămână. Iar a devenit nedetectabil. Și acum, iar s-a întors la alcool. Și a treia oară a făcut interferon free, tratamentul ăsta de 3 luni. Și acum, din nou, după acum un an a terminat, cred, acum a început să bea, din nou s-a întors și cu... Și aceea mă adresez și colegilor care spun că virusul C se vindecă. Aiurea. Virusul este... L-au găsit în limfocit, nu știu, după, în cadavre, după, nu știu, care au fost pastrate. Deci, orice... Exact. Și omul ăsta deja are ciroză. Deci omul a venit acum deja pentru că a sângerat din varice. Acum mulți ani n-avea nimic. Și chipurile cu virus tratat, cu asta, a făcut ciroză toată ziua. Deci ciroză cu toate complicațiile. Acită, varice, rupte, nu mai vorbim, nu mai are mușchi. Deci are exact ca un păianjen. Noi spunem un păianjen. Burtă mare și extremitățile foarte... Da. Gândiți-vă la presul social. De exemplu, am discutat odată cu unul, că astea sunt bani de aici. Nu e adevărat. Banii câștigați din aceste reclame la TV, la o... costă societatea atât de scump. Gândiți-vă, o ciroză poate să te coste de te rupe. Să tratezi o ciroză. Vorbesc de societate, pentru că sunt pe banii noștri până la urmă. Da?
iese din producție, se internează în spital, medicamente, personal medical, probleme sociale, probleme familiale. Deci un prețul este inestimabil, îngrozitor de mare. Un caz, că să tratezi ciroza, e o ficțiune. Noi tratăm, tratăm complicațiile. Omul vine, ce să trateze ciroza? Mereu. Deci ciroza cauzată de alcool, singurul tratament, ca să nu se agraveze, chiar dacă e cazul față, să nu mai bei. Greu pentru că adicție... N-are încotro, atenție, nu există altă alternativă. Singura, noi ca medic, tratăm complicațiile. Nu poți să-l înlocuiești omul, nu poți să-l păzești. Trebuie să explici foarte clar și ferm că altă soluție nu există. Mai mult decât atât, aceștia care consumă alcool nu îi face nimeni transplant decât dacă nu dovedesc că s-au lăsat de alcool 6 luni. Pentru că dacă nu te lași de alcool, beneficiezi de un ficat pe care nu-l meriți, că se va duce de râpă dacă continui să... Exact. Adicția care pleacă da. De foarte multe ori exact. Chestiune emoțională. Și atunci, din punctul meu de vedere, oamenii trebuie să înțeleagă că nimeni nu poate să-i înlocuiască, nimeni nu poate să-i păzească, dacă nu vor ei. Iar tratarea alcoolismului nu trebuie să fie rușine. E complexă. Între psihologul, între psihiatru, între gastroenterolog, între familia, deci tratament de grup. Și aceste lucruri au dus la rezultate spectaculoase. Eu vă spun cu toată tărie că alcoolul nu aduce niciun beneficiu. Nimic. Numai dezastre. Cine spune că sunt fals. Toate studiile astea sunt fabricate. Alcoolul aduce numai dezastre.